Da, suntem din nou în direct pentru partea a doua a emisiunii. Vă spuneam, obiectivul de astăzi ne urechește, așa, nu, de fapt comunică ceea ce statul ne urechește, că nu cumpărăm mașini noi, da? Doar 3% din mașinile matriculate la noi în județ sunt vehicule noi. Noul program Rabla anunțat vrea să revigoreze achiziția de mașini noi, în condițiile în care în județele din jur numărul automobilor noi este sensibil mai mare decât la Suceava. Mm? Și care sunt județele de lângă noi? Odată e Cernăuțul la nord, nu? Da, nu știu, era județul Rădăuță. Era Rădăuțul mai încolo? Da. Acum, lăsând gluma la o parte. Sau, nici nu știu cum... Chiar asta e. Asta mâncă atât de tare, asta roade atât de tare. Bun. Eu m-aș bucura și aș zice așa. Dom'le, wow, la naiba, uite, mai trebuie să construiesc niște drumuri. Eu, stat român, trebuie să dezvolte. Uite, să fac și Moldova. Anul ăsta măcar 2 cm de autostradă în cinstea centenarului Unirii. Bun. Primii care ar trebui să se bucure de acest lucru, să se bucure la propriu. Ar trebui să fie primarii localităților în care oamenii își au mașini, pentru că încasează taxe. Da? Deci primul lucru. Și unde mai parchez și pe asta? E a doua întrebare. După nu ce... e unde o parchez și pe aceasta, ci ce taxe pot lua pentru parcare. Da? Amenajăm parcări și încasăm. Vorbim despre parcările de reședință, dacă doriți, în localități care, din punct de vedere urbanistic, haideți, că deja iarăși mi-am amintit de niște dureri personale, ca să spun așa, în legătură cu parcările de reședință. Sunt localități, altele decât municipiul Suceava, bineînțeles, unde acest lucru, spre exemplu Rădăuțiu, da? Unde lucrurile au decurs normal și sunt o sursă de venit pentru o primărie. Da, frumos, au amenajat unde au asfaltat între blocuri și așa mai departe, unde se parchează în mod curent. S-au amenajat. Locurile tradiționale de parcare. Locurile tradiționale de parcare au fost reamenajate frumos încă din vremea lui Olărean. Nu e ceva nou. Frumos trasat, dat cu vară, dat cu vopsea. Făcut un regulament astfel. Este un regulament al Consiliului Local și sunt scoase la închiriere pentru proprietarii de apartamente și de mașini din vecinătate locurile de parcare. Pe timp de noapte doar. Dacă ziua nu poți să faci acest lucru. Este un preț rezonabil, undeva până în 2 milioane pe an. Da, frumos, ai o relație corectă cu toată lumea. Este o plăcuță acolo cu numărul de parcare și numărul de contract la primărie. Și o relație, dacă doriți, și corectă și transparentă între proprietarul de autoturism și primărie. Asta spun. Deci primăriile, în mod normal, primăriile care... înțeleg să se comportă așa cum trebuie cu cetățenii, ar trebui să se bucure că mai este cineva care a mai cumpărat o mașină și a venit și a plătit o taxă de matriculare. De, la noi a venit nu e așa. Și plătește taxe anual la stat, poate plăti și o taxă de parcare. Sunt zone unde nu parcarea poate fi plătită. Mai multe și așa mașini mai pe străzi în România înseamnă până la urmă bani în întregul circuit, pentru că discutăm și de consumul de carburant, care e unul dintre cel mai mare, dacă nu cumva chiar cel mai mare purtător de accize și impozite și taxe și tot ce vreți dumneavoastră, carburantul, da? Dincolo de treaba asta. Apoi, o altă bucurie a primarului ar trebui să fie că este mașina veche. Deci, că sunt mașini vechi înmatriculate în localitatea lui, primul care ar trebui să se bucure ar trebui să fie tot primarul. Pentru că o mașină veche ce presupune? Întreținere. Întreținere ce înseamnă? Servisuri. Servisuri ce înseamnă? Locuri de muncă și taxe la primărie. Dar ce mai înseamnă? Magazine de pese auto. Comerț, bani la primărie. Da, în final ar trebui să vadă și partea bună. În așa, și ținut într-așa fel încât omul să fie singurul care renunță la mașina veche și își cumpără una nouă, pentru că întreținerea unei mașini vechi de fiecare dată aproape este mai scumpă decât e adevărat, ar trebui să dea o dată bani pentru o mașină nouă. Da, dar nu ar trebui să ne certăm unii pe alții pentru o decizie din punctul meu de vedere profund. Eu așa percep genul acesta de mesaje, pentru că așa se adresează statul român. Pe nu fie rușine, ați matriculat toate hârburile.
nu vei rușine, ați luat mașini de astea vechi de nu știu câți ani. Da, când ai luat taxa, cam cum era? Da. Da? Cam cum era când luai taxa? Și culmea, dar mergi pe prosteală de asta. Adică au luat taxa de pe mulți oameni, da? Taxa de matriculare cât? Cât mai mult. În condițiile în care știa că va fi dat în judecată automat și va da înapoi banii aia cu țărâita pe parcursul a 3-4 anișori de zile. Deci eu nu înțelegeam de fapt ce vrea statul. Nu, avea nevoie avea nevoie pe care îi împrumutase fără dobândă și fără garanții de la populația care cumpărase mașini. Nu, de fapt asta e. Un împrumut fără garanții și fără dobândă. Deci asta a făcut. Eu la mașina pe care am achiziționat-o, evident, în ciuda tot așa din ciclul celor 97%, adică una second, da? Taxa de timbru verde, că așa s-a intitulat ultima oară, a fost de 32 de euro. Pentru că mașina e mai puțin poluantă. Bun. Ai cuvântul meu de onoare că de principiu aș fi dat în judecată statul sau aș fi făcut diligențele necesare să recuperez acum, după ce au abolit toate taxele, dar mă costă mai mult taxele alea de timbru de avocat, de ce mai e, ca să recuperez cei 32 de euro. Dar de principiu, mi se pare de bun simț, bă frate, am luat și de la tine o sumă mică. Păi ți-o dau înapoi. Nu ți-o dă dacă nu-i ceri, nu? Bun. Din ciclu, copilul care nu plânge, nu primește, nu? Bun, să nu uităm și alte exemple. De același tip, da? Cum înțelege relația statul, relația cu statul, el cu el și el cu noi? Este un exemplu, dar hai să vă luăm un exemplu recent, zilele trecute. Există o hotărâre judecătorească definitivă și executorie cu privire la Catedral Plața, dacă vreți, da? Știți povestea? Care trebuie demolată. Există o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru... Am văzut articolul lui Tolontan. L-ai văzut? Nu l-am văzut. Numai că doamna... Stai că încep să se lege lucrurile, doamna, da. Firea propune... un referendum, pentru că și a fost votată, da? Un referendum cu populația dacă să pună în executare sau nu hotărârea judecătorească. Deci ați înțeles până unde am ajuns? Vine Dragnea, care este condamnat penal și îmi spune că el are toate drepturile în țara asta pentru că a fost votat, a încălcat legea, a fost declarat infractor de instanțe. Deci regulile care se aplică tuturor celorlalți au fost date deoparte pentru simplu motiv că el a fost votat, asta invocă de fiecare dată când iese în spațiu public, ca subordonata lui pe linie de partid, primăreasă, să invoce același lucru, faptul că a fost aleasă, să pună în executare sau nu o hotărâre judecătorească. Deci vorbim de dublu standard în aplicarea unor, obligații pe care societatea le impune, care sunt la fel generatoare de frustrare, la fel sunt generatoare de tot felul de probleme care apar în societatea noastră. Și atunci, cum să nu vină niște unii și să ne dea lecții? Vine el, vine, ne dă lecții la televizor. Toată viața lui a fost funcțional la stat, are niște averi pe care niciodată nu ar putea să le justifice în vreun fel sau altul. Și de la înălțimea tribunii pe care, știu eu, tot din banii noștri a făcut-o, vine și ne dă lecții și ne trage de urechi. Dar când aud... Tolo.ro, da? Așa. Primarul Gabi Firea anunță că îi va întreba pe cetățeni dacă să respectăm legea sau nu. De acum înainte, locuitorii Bucureștiului vor avea drept de veto la orice sentință judecătorească. Dacă le place, o acceptă, dacă nu, nu. Și de aici, bineînțeles că plecând pe principiul ăsta al rostogolirii și că de fiecare dată mai câștigi un centimetru, mai vreți să ne mai obosim cu democrația sau partidul care câștigă alegerile formează integral Consiliul General al Capitalei? 2. Nu mai bine desființăm Consiliul General care costă și toate deciziile le ia primarul? 3. Întrucât Bucureștiul al bucureștenilor și nu avem soluții pentru ambuteajul din trafic, sunteți de acord cu interzicerea altor mașini decât cele cu numere de București? Hai, Ilfov, pe străzile din capitală?
De ce, de vreme ce noi trăim, acum nu e mai bine să îndatorăm orașul la dublu față de cota actuală, astfel încât să primească bani nu doar tinerii căsătoriți, ci și cei divorțați, burlacii, plus bucureștenii care împlinesc o cifră rotundă de la căsătorie. Și atenție, se declară cifră rotundă orice multiplu de un an. 5. Sunteți de acord ca generațiile care vin după noi să se descurce singure cu miliardele de euro pe care noi le cheltuim și ele le vor plăti? Treaba lor? A? Foarte drăguț articolul pe tolo.ro. De regulă un autor cu o peniță acidă, dar uite că dovedește nu pentru prima oară, dar dovedește că reușește să aibă și umor, ba chiar de calitate. Asta reușim, să râdem. Bun, reușim. Râdem de noi. Tot, atât ne-a mai rămas, probabil. Nu? Da. Sau e forma noastră de... De protest. De supraviețuire. De refulare, de fapt. De, nu, de supraviețuire, da. Acești oameni au o problemă. Bun, educația lor vine din vremuri destul de negre pentru noi. Și întotdeauna am încercat să-mi dau seama care e mecanismul de gândire care poate produce astfel de declarații pe care oamenii ăștia chiar le cred. Deci ei cred în ceea ce spun. Și domnul Dragnea și doamna Firea, chiar ei cred că au acest drept. De doamna Olguța ai văzut-o? Ca să nu mai vorbim de doamna Olguța sau alte doamne și domni din România care cred acest lucru profund, cred, dar au tăcut până acum mulți ani, pentru că mimau cei de la conducerea democrația mult mai bine ca ei. De data asta, acești oameni cu mari vulnerabilități ajungând la putere, au dat deoparte masca aceasta a mimării democrației și au ieșit cu declarații de acest tip agresiv, brutal, în spațiu public, încercând să aibă efecte cât mai mari în zona lor. Eu povesteam la un moment dat care e diferența dintre un jurist crescut înainte de 89 și unul de după 89. Și dădeam doar definiția dreptului și spuneam, dacă acum un student la drept este învățat că dreptul este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat în scopul reglementării relațiilor sociale, da? Pe vremuri, de sofisticat. Adică da. Avem un set de reguli, da, făcute de stat pentru reguli de conviețuire socială, da? Așa. Dreptul înainte era definit ca voința clasei conducătoare ridicată la rang de lege. Deci relația dintre drept și voința clasei conducătoare era directă. Iar voința clasei conducătoare prima în realizarea dreptului. Da? Da. Pe când acum vorbim despre un set de reguli în spiritul apărării dreptului. Da? A dreptății sociale mai degrabă. Ori oamenii, vă mai povesteam ce se întâmplă acum în facultățile de jurnalism și relații publice. Deci treaba asta e asocierea celor două meserii, că sunt două meserii diferite, este devastatoare pentru meseria de jurnalist. Da? Eliminăm din start posibilitatea ca măcar un absolvent de jurnalism și relații publice să fie jurnalist. Va fi comunicator, sub nicio formă nu va fi jurnalist. Așa și aici. În momentul în care el a fost educat că voința clasei conducătoare este cea care generează lege și care primează în societate, stai la mâna clasei conducătoare. Deci clasa conducătoare are puterea să stabilească dacă o hotărâre judecătorească este dreaptă sau nu. Nu? Iar puterea clasei conducătoare este dată de puterea mulțimii care o susține. Și atunci nu vii tu, Dragnea, condamnat penal și ne spui, dar eu am fost votat, ce aveți cu mine? Ce-i mai deasupra tuturor regulilor într-o comunitate decât voința majorității? Nu spuneți voi cei care susțineți democrația. Și în cazul ăsta, cum să nu-ți vină această doamnă cu un tupeu care de fapt este de așteptat de la ea, că am văzut-o în diverse alte situații, poate și mai mult. Deci cine se așteaptă că ăsta e maximul tupeului pe care l-ar putea avea doamna Firea, se înșeală. Poate și mai mult. În condițiile în care există o legătură directă stabilită de toată lumea, între dumnea ei și cea care a construit clădirea care trebuie de demolat. E nașă de cununie. Asta nu știam. Da. Cu fotografia apărută de la... Deci despre asta e vorba. Cu metrism obișnuit, dâmbovițean, dar în care pui
știu eu, tot sistemul legal din România îl pui la îndoială prin astfel de declarații. Într-un fel sau altul îl șubrezești. Da? Pentru că va veni... Care e diferența între infractorul care a dat în cap, da? Și care vrea aceleași drepturi ca și infractorul cu mașete albe sau cu guler alb sau cum vreți dumneavoastră. Mai care e negru la... pe la guler un pic. Aia e altă, nu se vede că e la spate. Da. Da. Și atunci ai pretenții de la restul populației care este captivă într-un fel sau altul în acest tip de stat să facă ce? Să-ți respecte regulile, să vină să-ți plătească taxe și impozite, ba mai mult să contribuie și la salvarea, la plata taxelor unei echipe de fotbal. Să-ți inventeze și să-ți... Mă, nu te mai lua iar de fotbal, că iar ne întoarcem. Dar cam liniștit, eram cam liniștit pe aici. Nu, no, mă gândeam să achieseze imediat la impozitul pe gospodărie și eventual, da? Ca să rotunjească, să fie lucrurile în regulă, să împrumute și niște bănuți de la nepotul care e în străinătate ca să fie lucrurile bune, nu? Adică, vezi tu, o ducem așa într-o extremă, îndrăznă să spun chiar stupidă, de acum, pe logica asta, care, de fapt, logica numai logică nu e. E o logică ilogică, ca să spunem așa. Da, și dublu, acest tip de dublu standard, pentru că asta frustrează cel mai mult. Da? Legea este una pentru toți, numai că la noi se aplică într-un fel și la voi în alt fel. Orice persoană care, nu știu, săvârșește abuz în serviciu poate fi cercetată, care este bănuită că face abuz în serviciu poate fi cercetată, dar dacă ești parlamentar, nu. Sau este o altă entitate care vine și îți spune ce să faci și cum să faci. Și avem acest caz care la fel creează frustrare în societate. De ce un parlamentar nu poate fi cercetat pentru fapte altele decât declarațiile politice, la fel ca ceilalți oameni? Da? Dacă un funcționar simplu poate fi cercetat și judecat pentru orice faptă de corupție sau de orice faptă care este sancționată de codul penal românesc, de ce un parlamentar nu? Da? Sau este o altă entitate care poate să decide dacă poate fi sau nu cercetat? Deci nu ajungem la partea de judecată, doar de cercetare? Ce facem în acest caz? Ajungem iarăși la acel tip de dublu standard despre care vorbeam până acum, care clar erodează societatea și care creează frustrare. Da, și nu numai că erodează și creează frustrare, îndrăznesc să spun că duce inechitățile la un nivel deosebit. Mă gândeam la situația, că am auzit-o pe doamna Olguța când a ieșit și a început să arunce așa cu bolovani în ăla, era un fotbalist care vrea să iasă în concediu de paternitate. Cum să-i dăm atâția bani? Păi da, un an, doi, trei ani înainte, când i-ai luat impozit, i-ai luat... atunci când îi luai mulți bani, cum era? S-a luat de un cetățean de la Sibiu. E o speță largă, discutabilă, oricând. S-a creat o industrie. Bun. Câți la sută beneficiază? 1, 2, 3%. 90%, uite, au indemnizații la... Și e greu să iei cu pixul, să verifici unde te-a furat unul de ăsta care ți-a mulți bani, astfel încât să oprești de la indemnizație dacă a comis ceva ilegal, dacă nu, și a respectat doar legea. Oare nu ne întoarcem la prima parte a emisiunii, tot așa când spuneam că legea e proastă? Păi, ce vreți? Să puiască numai o anumită categorie... Asistații sociale, în special. Și cei care se bazează exclusiv pe... Pentru că, de regulă, familiile normale, sănătoase, 1-2 copii. Ceea ce, statistic vorbind, ce înseamnă? Suntem pe pantă descendentă în ceea ce privește demografia. Nu se înțelege că nu respect, ba, din contră chiar îmi plac și consider că alea sunt familiile în regulă, ok, unde vezi 3, 4 copii, 5, dacă nu mai mulți. Dar uitați-vă un pic, care sunt acele familii care sunt?
Înțelegeți un debat, da? Ori aici e marea problemă. Îi dăm în cap pentru că a respectat legea. Doamna Olguța, a greșit undeva? N-a respectat legea? Ai toate măsurile, toate posibilitățile să nu-i dai 30.000 de euro câte un apartament pe lună, cum erau ofuscați și deranjați unii. Da. Dar dacă a respectat legea, ce facem? Eu zic, prima oară, corectez legea. Dar cum nu s-au corectat multe, care ar fi problema? Avem multe legi proaste în România, dar nu... Da. Și acest tip de atitudine, să-i dăm bani, îi dăm atâția... Ba, ușor. Dar când ai luat, cum era? Dar numai puțin... Știi, da. Eu îi dau, am mai auzit expresia asta și mă zgârie undeva. Eu am dat atâtea milioane la biserică, la construirea catedralei. Am dat atâția bani la fotbal. Nu. Noi comunitatea i-am dat. Eventual, dumneata i-ai direcționat după ce un consiliu local sau alții au aprobat acest lucru. Nu sunt bani, nu cu banii tăi de acasă, doamna Olguța sau domnule despre care vorbesc. Ați venit și i-ați dat acolo. M-aș fi bucurat să puteți... Nu m-aș fi bucurat. Da. Mi-aș fi dat seama cam de câți bani am fost furat. Da. Pentru că majoritatea au fost doar angajați la stat și nu... Da. Dar nu au fost banii noastre, n-ați rupt de la gura copiilor ca să dați acolo. Nu. Sunt tot bani publici. Dar ați ajuns în starea aia de infatuare... Doar gestionat. Încât, da. Ați ajuns în faza aia de infatuare încât să vă veniți chiar în public și să vă permiteți o astfel de atitudine cu noi contribuabilii? Sau cu noi contribuabilii? Cu cei care vă plătesc salariile, vă plătesc în final întreaga activă și vă susțin tot ceea ce faceți? Dar ține în final și de o educație minimă pe care... Nu știu, poate și așteptările noastre au devenit un pic mai mari, dar poate a venit timpul ca să avem așteptări mai mari de la liderii noștri. Poate pas cu pas trebuie să reușim să punem acea presiune pe lideri ca să-i determine măcar să învețe. Dacă nu au mers la școală la timp, măcar să punem mâna pe o carte să citească ce ar trebui să facă în anumite situații, măcar în spațiu public, pentru că ne reprezentați. Dar cum să o vezi pe, să fii mândru că ești român când o vezi pe doamna Olguța vorbind în Parlamentul European franceză? Bă, nu știi? O, da. Nu știi? Vorbești în românește pentru asta, ai interpreți acolo? Da, pentru asta sunt oameni plătiți să-ți traducă? Vorbești în românește? Pentru asta îți plătiți să muncească, adică le tramvai, da. Da. Vai. Furculisiona, da. Și eu ar trebui, eu român, să mă simt mândru că doamna mă reprezintă pe mine. Deci, în relația cu acei oameni, doamna mă reprezintă pe mine, vă reprezintă pe dumneavoastră. Ca să nu vorbim despre alți domni. Crede-mă, nu m-a simțit deloc reprezentat. Eu am un reprezentat al meu din municipiul Rădăuți, care mă reprezintă și pe mine în Parlament și care se luptă. Vrei, nu vrei. Da, vreau, nu vreau. Eu n-am vrut. Recunosc, eu n-am vrut. N-a vrut multă lume din Rădăuți, dar au fost doi. Da, au fost doi nu. Din județ. Doi voturi în care l-au trimis în Parlament. Și omul ăsta se luptă de când a fost ales în Parlament, se luptă permanent, are un război permanent cu limba română. Asta vreau să întreb. Cu limba română? Cu limba română. Atât. Da, sunt convins. Ba, și mai produce prin presă niște comunicate și niște articole de spui că și-a făcut studiile la școala 2 Marginea. Deci ceva la un nivel extrem de... Pentru că își poate permite să plătească niște stați oameni. Stați așa, eu n-am înțeles și chiar n-aș vrea în... Nu, de o școală foarte bună. Deci nu-i cunosc pe cei la școala 2 Marginea. Nu, adică... dar era de laudă. Deci atât de bine sunt scrise, da. Școala 2 Marginea e bună. E bună. Nu, adică în sensul ăsta, la modul că atât de bine e scris, așa că crezi că a trecut pe acolo. N-a trecut pe acolo. A fost la 1 Marginea. Nu știu unde a fost. Dar testul suprem este același. Deci eu îmi doresc ca până la sfârșitul mandatului acest om să fie într-un fel sau altul pus în fața camerelor de luat vederi să citească ceea ce a semnat. Pentru că apare cu semnătura și el l-am văzut prin ziare, el apare cu semnătura peste tot prin ziare, niște texte bine scrise, îngrijit scrise. Deci merg până acolo încât aș vrea să-l văd doar auzind, să-l aud doar citind, lecturând da? Ceea ce a semnat. Nu se explice ce scrie acolo. Domnul Cotos, dar știți că e foarte bine. Vezi imaginea și auzi la urmă. Lectura Georgeta Chira. Adică nu era așa la teleenciclopedia, nu? Lectura două puncte. Da.
Okay. Înțelegeți dumneavoastră. Mai avem câteva subiecte frumoase, frumoase. Hai înainte de publicitate să spunem așa. Băi, a fost atacul ăla cibernetic. Ați auzit că a fost atacul cibernetic. Cătălin n-a avut nicio problemă. Eu nu țin minte să fie avut vreo problemă cu atacul ăsta cibernetic. Ce drept, mai multe pagini nu se deschideau, se deschideau greu. În fine, Doamne, atac cibernetic. Deci România a fost atacată cibernetic. Au picat uzina Dacia Pitești. La un moment dat n-a mers jumătate de zi pe acolo. În fine, băi, deranj mare. După aia, vârful a fost cumva în weekendul trecut, vineri, dacă nu mă înșel, atacul a fost. Păi pe marți, așa, trag, citesc undeva, găsesc o concluzie. Atacul ăsta cibernetic a fost lansat de Coreea de Nord. Bă, și pe mine m-a bușit râsul. Eu nu zic, așa o fi. De-aia am înțeles că în Coreea de Nord e... Păi nu-i chiar așa, adică ce mai vedem noi la televizor și pun ăștia. Am văzut niște filmări, real life, în Coreea de Nord. Bă, oamenii au și calculatoare, au și, adică să nu-i credem cam cum eram noi blocați la nivel de an 90. A, că până la urmă au un Kim Jong-un, un fel de Nicușor Ceaușescu și n-au putut scape de el. Vă dați seama că e nasoală treaba acolo, plăcută nu-i, sub nicio formă. Dar eu am văzut că iau calculatoare. Atâta doar că din chestia și ce am citit, iau calculatoare, dar nu prea au curent. Și mă gândesc că un calculator fără curent nu prea poate să facă un atac cibernetic. Astăzi, în schimb, pe Times New Roman am găsit. Așa. Coreenii, de fapt, au găsit un virus care se mănâncă tot din frigider. Adică băieții au alte probleme. Adică le mai e un pic de foame, nu știu ce. Am atacurile lor cibernetice. Adică e un pic comic. Și coroborată cu asta am găsit undeva știre, dar nu mai găsesc acum în presa locală, cum că poliția Suceava... Cercetează. Nu că cercetează, că nu sunt cercetători. E ceva că, că s-au... S-au implicat din punctul ăsta. Așa, atacurile cibernetice din ultima perioadă îi pun în gardă pe polițiștii suceveni. Eu mi-l și închipui pe domnul polițist comunitar, da? Care e la primărie aici și dă amenzile cu... Eu mă închipui cât de îngrijorată domnia asta. Da? V-ați dat seama din privire. Păi, de capă. Deci privirea dumneavoastră arată îngrijorare. Da? Pur le conesor, adică cei care parchează neregulamentar în jurul primării știu despre ce vorbesc. Dacă vorbim, dar nu se înțelege că încurajez parcatul neregulamentar. Dacă vorbim... Cum? Dacă ești atacat, ce faci? Îi plângi la poliție? De cibernetic? Da, da, da. Bă, eu spun, știi cum mă apăr? Îl scot din priză. Nu, dar cum te ajută? Cine? Poliția? Da. Băi, nu știu, dar bă, colegii noștri din presa scrisă răutăcioși și au pus o poză lui purtătorului de cuvânt al instituției care... Da? Da, da. Bun, acum, dacă vorbim de atacuri cibernetice și România, nu știu ce hacker, ce inamic al României ar putea face ravagii mai mari în sistemul nostru informatic decât a făcut și face Ghiță, care are toate parolele la el. Deci dacă vrea poliția, într-un fel sau altul, să ne protejeze de tot ce e mai rău în sistemul nostru informatic, e să-l prindă pe Ghiță. Cu cât rămâne ăsta mai mult și vorbește cu mai multă lume, cu atât suntem mai vulnerabili la, ca țară în această zonă cibernetică. În rest, la Craiova, din câte am înțeles, problema cea mai mare era cu sistemul de pontaj. Deci oamenii au oprit munca pentru că nu puteau ponta. În perioada aia. Deci nu s-au blocat roboții și nu mai mergeau. Pentru că la sistem intranet e altă treabă. Nu da. Avea acces nimeni acolo. Era problema cu sistemul de pontaj. Era normal cum să-l plătești în plus. Față. Oprești activitatea. Dar să nu fim ipocriți. Deci nouă probleme mai mari în acest sistem decât ni le poate face Ghiță și noi cu mânuța noastră, nu ne poate face altcineva. Da, știm cum arată programele făcute de firmele domnului Ghiță și cu cardul de sănătate. Vedem cât de eficiente au fost
toate programele făcute pentru statul român capitalist până acum, care pică toate din... Nu e nicio platformă informatică să funcționeze a statului român, să funcționeze ca lumea. Să spui, uite, asta este platforma care funcționează. Deci, din acest punct de vedere, principala vulnerabilitatea noastră este chiar acest personaj, Ghiță. Nu știu dacă îi spune ceva. Eu am o vulnerabilitate vis-a-vis de colegul meu, Cătălin, în ceea ce privește momentele în care trebuie difuzată publicitatea. Drept pentru care, imediat după, vom discuta despre... Și în sfârșit, avem și vești bune în, reflectate în presa locală, nu știu dacă au fost și la știri la noi. Avem mai multe curse Tarom Suceava-București și retur. Asta e veste bună, dar știți când va fi veste bună pentru mine? Când vor scădea tarifele, adică să fie la niște prețuri umane. Atunci va fi într-adevăr vestea bună pe care o tot așteptăm de ceva vreme de la Tarom. Dacă nu poate Taromul, și alții. Dar Taromul, nu numai că ar trebui să poată, cred că are și obligația să facă acest lucru și mă uit la prețurile care le practică de pe aeroportul din Iași. Deci dacă se poate acolo, nu înțeleg de ce n-ar fi aceleași prețuri și de aici. Da, în fine, avem iarăși câteva lucruri importante despre sucevenii care sunt campioni la interceptări autorizate de judecători. Campioni? Parcă, da, campioni, cu 500 și nu știu câte de mandate. Am văzut știrea la un moment dat în presa centrală, taman când a răbufnit, că acu-i discuție mare cu SIPA, cu alea. Putem discuta, dar este normal din punctul meu de vedere, discutăm. Publicitate, revenim.